În ultimele două episoade am privit în Evanghelia după Ioan, am privit în Noul Testament, și vreau să privim acum la perspectiva lui Hristos vis-a-vis de ispășirea Sa. Perspectivă pe care o regăsim în Vechiul Testament. Cea mai clară și mai completă descriere a morții lui Hristos din Biblie se află în Isaia, în capitolul 53. Și acolo este scris versetele 4 și 5 într-adevăr, El a luat suferințele noastre și a purtat durerile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și a suprit. Dar El era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Dacă Hristos a fost într-adevăr lovit, zdrobit, și a suprit de Dumnezeu în locul nostru. Și dacă a fost lovit, zdrobit și a suprit deoarece păcatele noastre au fost puse asupra Lui, atunci nu rezultă conform versetului că noi trebuie ca în cele din urmă să fim vindecați? Oare justiția nu cere lucrul acesta? Oare este posibil ca Isus Hristos să fie experimentat cu adevărat lucrurile descrise în Isaia 53, doar în calitate de înlocuitor vicar, adică temporar? Ca apoi să facă ca lucrurile descrise în versetul 5 să fie doar o, pos o posibilitate? Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu oferă posibilități, ci oferă siguranțe. Versetul 6 din Isaia 53. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare urmându-și propria cale, dar Domnul a pus asupra lui asupra lui Hristos, nelegiuirea noastră, a tuturor. Oare cele două cuvinte, toți și tuturor, din versetul 6, îi includ pe toți oamenii, fără excepție? Sau se referă la faptul că Tatăl a făcut să cadă asupra Păstorului nelegiuirea fiecarei oi care s-a rătăcit? Dacă primul cuvânt, toți, te include și pe tine, atunci și cel de-al doilea cuvânt tuturor trebuie să te includă versetul 8. A fost luat prin forță și judecată. Dar cine din generația lui s-ar fi gândit că el era șters de pe tărâmul celor vii și lovit pentru fără de lege a poporului meu? Cine sunt cei care formează poporul la care se referă acest verset? Dacă ispășirea este pentru toți oamenii, fără excepție. Și egiptenii? Și cananiții? Versetul acesta cere ca suferința lui Hristos să fie aplicată în mod particular, limitat. Doar poporului său, doar miresei sale. Versetul 10 din Isaia, 53. Domnul însă a vrut să-L zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca șerfă pentru vină, își va vedea urmașii și va trăi multe zile. Iar voia Domnului va prospera în mâinile Lui. Versetul acesta conține una dintre cele mai uimitoare afirmații întâlnite în cuvântul lui Dumnezeu. Fiul i-a fost pe plac tatălui în momentul în care a strigat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Apostolul Pavel scrie în epistola lui către filipeni, capitolul 2, că vârful cel mai înalt al ascultării fiului de voia tatălui său a fost momentul în care Isus, de bună voie, și a predat viața morții sub sabia dreptății. Și Apostolul Pavel scrie, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul nostru știa că tatăl își va întoarce fața de la el în momentul în care a fost făcut păcat pentru noi. Dumnezeu a trebuit să-și întoarcă fața de la Hristos în momentul în care Hristos a luat asupra lui păcatul și vina poporului său. Tatăl și-a întors fața de la Hristos deoarece sfințenia nu putea să privească la păcat. Dumnezeu i-a întors spatele fiului său pentru ca să se întoarcă cu fața înspre noi, în și dragoste sfântă. Același verset din Isaia 53, versetul 10, conține și una dintre dovezile cele mai clare ale ispășirii particulare. Chiar în momentul în care Hristos a fost făcut să fie păcat și a fost tratat ca, ca și cum ar fi fost vinovat. El era conștient de ceea ce va urma ca rezultat al suferințelor sale. Versetul spune că exact în momentul în care va fi dat în calitate de jertfă pentru păcat, Iisus va vedea chiar în momentul acela sămânța urmașilor săi. Biserica este sămânța lui. Când Hristos se afla pe cruce, el le-a văzut în mod individual pe fiecare oaie din turma lui. Nu a văzut o masă nedefinită de oameni, cu speranța că unii dintre ei îl vor lăsa să îi mântuiască. Și el și-a văzut turma adusă în glorie. El i-a văzut pe fiii cei mulți. A văzut oile pe care i le-a dat tatăl. A văzut cum acestea sunt mântuite. I-a văzut pe cei aleși primind beneficiile lucrării sale de ispășire. Domnul nostru știa că lucrarea lui nu va fi în zadar. Dumnezeu nu falimentează. Și este ideea principală a acestei doctrine a ispășirii limitate. Dumnezeu nu falimentează. Versetul 10. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru vină, își va vedea urmașii și va trăi multe zile. Iar voia Domnului va prospera în mâinile lui. Poate Hristos să fie înviorat dacă truda lui se sfârșește în zadar? Dacă Mântuitorul nostru privește în iad și îi vede acolo pe aceea pentru care a, a trudit până la moarte, cum poate El să fie înviorat? Fiecare om pentru care El a trudit pe cruce va fi mântuit. Textul acesta spune că Iisus Hristos i-a văzut în mod individual și specific pe aceea pe care îi reprezenta în mod conștient pe cruce și cărora avea să le dea credință. Atunci când Aaron a intrat în locul preasfânt în ziua ispășerii, a adus cu el pe, pe, pe pieptarul său numele celor 12 semențiale lui Israel. Filistenii, cananiții și iebusiții nu au fost intruși în rândul celor pentru, pentru care s-a vărsat sângele sau în rândul celor pentru care a mijlocit Aaron în locul preasfânt. Aaron, precum Domnul nostru, s-a rugat numai pentru aceea pentru care a oferit jerfa. Cel mai încurajator verset care ne învață că mântuirea noastră este sigură este în rugăciunea de mare preot a Domnului Isus din Ioan 17. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. De ce ar muri Isus pentru niște oameni pentru care apoi să nu se mai roage? Lucrarea lui de mijlocire trebuie să coexiste cu lucrarea lui de ispășire de pe cruce. Hristos a cumpărat o mântuire de plină și completă, eficientă și eternă, infailibilă pentru mireasa sa. Iar toți cei care cred fac parte din acea mireasă. Există o răscumpărare deja completă, deja deplină, deja eficientă pentru poporul lui Dumnezeu. Aceasta este vestea bună a legământ. noului legământ. Noul legământ nu este doar o ofertă a mântuirii. Hristos a cumpărat chiar darul credinței de care noi avem nevoie. Iată câteva implicații practice. Biserica lui Hristos trebuie să se simtă iubită. Da? Să se simtă iubită de cel care își iubește cu adevărat mireasa. Hristos și-a iubit mireasa și a mers după ea, a cumpărat-o și a dus-o la el acasă. Nu ar trebui să ne simțim iubiți la modul general. Nu suntem iubiți într-un mod special în care Dumnezeu ne va urmări. El va învinge toată răzvrătirea noastră. El va face să fim mai săi pentru o veșnicie întreagă. Și o altă implicație este că dacă m-a răscumpărat din întuneric, la lumină, din moarte, la viață, în virtutea lucrării sale ispășitoare, atunci mă va păstra până la sfârșit, deoarece este lucrarea perfectă a Dumnezeului perfect. Romani, capitolul 8, versetul 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i -a și glorificat. Acesta este adevărul. Pur și simplu.